Filmul evenimentelor de săptămâna trecută devine tot mai clar. Vineri după amiază, o echipă a postului național din Italia a mers în cabinetul Dianei Șoșoacă pentru un interviu. O întrebare legată de vaccinare a încins discuțiile. La ora 16:02, secția numărul 4 de poliție din capitală a fost sesizată prin 112. Who are you? Who are you? I'm a journalist. Mă amenință în propria mea, în propriul meu cabinet. 4 minute mai târziu, respectiv la ora 16:06, primii polițiști au ajuns la fața locului. Lasă-o să iasă! Lasă-o în pace să iasă! Deci o doamnă a și fugit. Soțul apelantei l-ar fi împins și l-ar fi prins cu mâna de gât pe un agent de poliție. Băi, vă cunoați pe soțul meu! La ora 16:38, la sediul secției 4 de poliție, s-au prezentat jurnaliști din Italia care au venit cu autoturismul personal. Sono stati perquisiti, anche una perquisizione corporale. E il verbale della perquisizione mi descriveva come persona tradotta in commissariato, quindi come una persona in stato di fermo. In intervallul orar 21:30, 23:20 de minute, giornalista din Italia a fost audiata. Poi è seguito altre 5-6, siamo usciti quasi all'una, mezzanotte e tre quarti. Dopo quindi 9 ore circa, quanto è durato? Scandalul a împărțit comunitatea de români din Italia. Este inacceptabil așa ceva, deci atitudinea unui oficial. Nu cred că ăsta este modul de, în care se poate face jurnalism. Dacă ăla e jurnalist, eu îl numesc jurnalagism. Scandalul în care este implicată senatoarea Diana Șoșoacă le-a dat idei colegilor. Un parlamentar PNL vrea să propună o lege prin care aleșii să aibă nevoie de un aviz de la medicul psihiatru pentru a li se valida mandat.